Peste 700 de pompieri, polițiști și jandarmi angajați ai Ministerului Transporturilor și reprezentanții ai Comitetelor Locale pentru Situații de Urgență au acționat în ultimele 12 ore pentru înlăturarea efectelor fenomenelor meteorologice periculoase. Aceștia au fost ajutați de aproximativ 320 de utilaje și autospeciale. Structurile de intervenție au gestionat efectele generate de viscolul năpraznic și ninsorile abundente care au afectat puternic întregul județ Constanța, iar autoritățile au continuat și pe parcursul zilei de astăzi să depună eforturi susținute pentru restabilirea stării de normalitate și degajarea principalelor artere de comunicație rutieră. Pe timpul misiunilor, structurile de intervenție au reușit salvarea a peste 600 de persoane aflate în dificultate și au degajat din zăpadă 230 de autovehicule surprinse de viscol. Din punct de vedere medical, cazul unui bărbat în vârstă de 76 de ani din comuna Dumbrăveni a necesitat o atenție deosebită și o alocare importantă de forțe. S-a primit apelul prin 112 cu privire la faptul că o persoană ar avea afecțiuni medicale în localitatea Dumbrăveni. S-a încercat ajungerea la această persoană cu mijloace și utilaje pe drumurile rutiere datorită viscolului puternic și a ninsorilor abundente, drumurile au fost blocate, închise. În această dimineață, starea vremii s-a îmbunătățit, permițând astfel decolarea elicopterului Zmurd, care s-a deplasat și a preluat bărbatul din localitatea Dumbrăveni, l-au adus în siguranță la Spitalul Județean Constanța, conștient, colaborant, l-au predat la unitatea de privire urgențe de al um, Spitalului Județean Constanța. Care este în acest moment situația în județul Constanța? Nebunie? Încă se, se, efectuează lucrări pe drumurile naționale, drumurile județene. Din informațiile pe care le am, nu ar mai fi autovehicule blocate în trafic. Au fost salvate pe atât pe timpul nopții, cât și în cursul acestei dimineți, peste 600 de persoane. Pilotul elicopterului Smurd a precizat că vremea nefavorabilă a ridicat gradul de risc al misiunii. Totul este alb, drumul de la Independența către Dumbrăvița înzăpezit vântul destul de puternic și ceva precipitații în zona. Condițiile de, de zbor către Dumbrăvița au fost la limita vizibilității și plafonului, însă am reușit să, să ajungem. În ciuda viscolului puternic și a precipitațiilor căzute în ultima perioadă, pompierii militari, în cooperare cu toate celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne și al administrației județene și locale, au reușit să ducă la bun sfârșit misiune după misiune. Pentru optimizarea misiunilor desfășurate în această perioadă, IGSU a ordonat ca utilaje și autospeciale de intervenție, din cadrul inspectoratelor pentru situații de urgență București-Ilfov, Olt-Dâmbovița, Bacău, Neamț, Botoșani, Argeș și Iași, să fie dislocate în județul Constanța pentru a sprijini acțiunile de intervenție.